Bine v-am regăsit, așa cum v-am promis în a doua noastră întâlnire. Am stat între timp documentându-mă pe www.oanaspanu.ro și am aflat pe mulțime de minuni ce sunt la dispoziția noastră din punct de vedere dermatologic astăzi. Eu am ajuns la vârsta de 41 de ani și îmi dau seama că nu știu nimic. Am fost cumva și norocoasă. N-am avut nevoie de o grijă specială asupra tenului meu, dar vine un moment în care e bine să te gândești serios că tinerețea nu e fără bătrânețe, ca în poveste, și că e foarte bine să previi acolo unde e vorba de posibile afecțiuni sau să ai grijă de tine pur și simplu pentru a fi mulțumit și pentru a fi un model pentru copilul tău. De ce nu? A fost o surpriză pentru mine să descoper pe site-ul tău faptul că din ce în ce mai mulți bărbați, nu doar femei, au grijă de ei. Hai să începem cu asta. Mi se pare un subiect inedit. Cum are grijă un bărbat conștient în ziua de astăzi de aspectul lui exterior, de tenul lui? Problemele cele mai frecvente cu care se confruntă bărbatul contemporan sunt cele legate de tegument. Vorbim despre leziuni cicatrici post-acnee, despre cuperoză, rozacee, leziunile vasculare de la nivelul feței, acele dilatații sau acea roșață difuză pe care o sesizează la nivelul zonei centrale a obrajilor, perinazal, pe zona de bărbie, în jurul gurii. Putem vorbi despre o formă vasculară sau despre o rozacee într-o formă moderată sau chiar severă, papulou pustuloasă, care uneori se poate chiar confunda cu acneea și pacientul vine, am acnee, vreau să mă tratați de acnee, dar de fapt este o rozacee în forma papulou pustuloasă. Care e diferența? De ce apare această rozacee? Sunt două afecțiuni diferite, dar în acest stadiu al rozaceei seamănă. Rozacea are o componentă vasculară, o componentă inflamatorie exagerată fără să fie neapărat o suprapunere bacteriană, o supraîncărcare bacteriană. La acne, foarte mulți știu cu ce probleme ne confruntăm, că poate să fie o acne de origine hormonală sau o acne prin suprainfecție bacteriană, prin leziuni cu stafilococ sau doar acel propionibacterium acnes, bacteria cea mai frecvent prezentă în leziunile de acne. De asemenea, bărbatul modern se confruntă și cu o cădere difuză a părului, cu alopecia androgenogenetică. În stadiile incipiente, depistată, corect, evaluat pacientul, inițiat un tratament precoce, putem să întârziem extinderea afecțiunii, extinderea alopeciei la nivelul întregului scalp. Și de foarte multe ori prin tratamente repetate, prin tratamentele adaptate formei de alopecie, chiar să regenerăm părul, să regenerăm foliculul pilos, înainte de a pierde definitiv, evident, dacă foliculul nu mai există pe scalp, nu mai putem apela decât la varianta implant de păr. Ce facem cu doamnele și domnișoarele care își doresc să aibă grijă de ele pe categorii de vârstă? De ce au nevoie tinerele de la 18 ani la 20 și ceva? De ce ai nevoie între 30 și 40 de ani și mai departe de atât? Indiferent de vârstă, indiferent că vorbim despre o femeie sau bărbat, este foarte importantă îngrijirea zilnică, conduita zilnică cu privire la îngrijirea tenului nostru. O demachiere corectă în cazul femeilor, că vorbim despre adolescentă, despre femeia tânără sau despre femeia matură, este foarte important să se demacheze în fiecare seară. Ce înseamnă corect? Corect înseamnă folosirea unui produs de curățare a tenului, de demachiere adaptat tipului de ten, adică evitarea unor soluții alcoolice, agresive, abrazive pentru tenul sensibil, pentru tenul uscat, pentru că îl sensibilizăm și mai tare, evitarea unor soluții intens agresive pentru tenul acnei care se află în tratament. Pentru tenul gras, de exemplu, putem să folosim loțiuni de demachiere,
loțiuni astringente care să mai diminueze dimensiunea porilor, care să inhibe secreția de sebum, să cureze, să spele toate acele lipide de la nivelul pielii. Foarte comode sunt șervețelele umede. Dar sunt ele și eficiente atunci când vorbim de o demachiere corectă, așa cum spune? Nu sunt folosite de folosit zilnic. Șervețelele demachiante pot să fie utilizate în situații de urgență. Adică mă aflu într-o deplasare, am nevoie să schimb rapid machiajul de pe față și nu neavând timp mă ajută să îndepărtez superficial produsul de machiaj și rezidul. Pentru că mai mult îl... reintroduc în pori. Exact, reintroduc. Nu reușesc să elimin toată cantitatea de produs de machiaj și tot produsii oxidați peste zi de pe piele, rezidurile, impuritățile din mediul ambiant și în special în orașele în care trăim, care sunt extrem de poluate. Și în plus, tenul nostru are nevoie de o clătire. Indiferent de produsul de demachiere, noi trebuie să clătim tenul cu apă călduță, apă de la robinet sau putem folosi apa plată. Cel mai frecvent pacientele îmi spun, dar eu nu clătesc tenul, este suficient produsul de demachiere, îmi curăță suficient tenul. Este greșeala majoră, pentru că rămân reziduri pe piele, rămân celulele din stratul cornos, din stratul superficial al pielii, ar trebui celulele care realizează, sunt ultimul strat de la suprafața pielii, ar trebui să se îndepărteze. Noi prin neclătire le păstrăm acolo, le păstrăm împreună cu rezidurile practic, de machiaj și glanda porii, care sunt orificiul de eliminare al glandei sebacee, rămân încărcați, rămâne acel dop la suprafața glandei sebacee și atunci favorizăm leziunile de acne. Persoane care nu au această afecțiune pot să o dezvolte, se și numește acnea cosmetică. Prin faptul că eu pun foarte multe produse de machiaj pe ten, nu le îndepărtesc corect, sunt produse mult prea concentrate, că am vorbit și despre machiajul de televiziune. Sunt fonduri de ten și pudre extrem de concentrate, ocluzive, cu conținut siliconic care să inhibe eliminarea sebumului și să, modul în care aspectul lucios al pielii să-l atenueze și de fapt noi creăm un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor și pentru și dezvoltarea... Și sufocăm pur și simplu. Tenul. Exact. Îl deshidratare. Îl închidem, îl acoperim cu impurități. Exact. Și atunci, demachiere corectă înseamnă și clătire cu apă. După care, în funcție de vârstă, tenul nostru poate să necesite doar o cremă simplă, hidratantă sau, dacă vorbim despre femeia trecută de 30-35 de ani, serumuri sau creme bogate în lipide, bogate în vitamine, vitaminele A, C, E sunt foarte importante, bogate în antioxidanți, în minerale. Mai nou există tot felul de linii de dermatocosmetice sau cosmetice care conțin acid hialuronic pentru a menține o hidratare mai prelungită, mai importantă a pielii, un grad mai înalt de hidratare. Se adresează în special persoanelor cu un ten mai ridat, cu un ten matur. Vitaminele, de exemplu, vitamina C este un agent depigmentant, pe lângă faptul că este un puternic antioxidant, este și un agent depigmentant. Așadar, femeile care au pete pigmentare pot să folosească această vitamina C din produsul cosmetic pentru zilnic, pentru o depigmentare ușoară a acelor zone. Însă, atenție, în momentul în care folosim aceste produse, nu ne expunem la ultraviolete, pentru că apare reacția inversă de iritare și de pigmentare. Femeile se sperie după 35 de ani de riduri, de modificarea formei feței. Cum ar trebui să se îngrijească și ce tehnologii au la dispoziție în ziua de astăzi și chiar în cabinetele tale pentru a avea grijă cum se cuvine și pentru a reuși să rămână cât mai mult timp în forma pe care și-o doresc. Procesul de îmbătrânire cuprinde mai multe etape. Hormonal începem să îmbătrânim după vârsta de 25-28 de ani. Dar putem îmbătrâni frumos. Dar n-ar trebui să ne speriem de cuvântul îmbătrânire. Da? Și dezideratul nostru nu ar trebui să fie să rămânem mereu tinere ca la 20 de ani. Ci dezideratul ar trebui să fie să îmbătrânim frumos și decent. Și aici aș vrea să menționez moda anilor 2000-2020 deja. Femeile își doresc
anumite zone ale feței extrem de volumizate și de exagerate. Vorbim despre buzele foarte mari pe care le vedem peste tot, de exemplu la noi în țară, dar nu numai, pomeții exagerat de volumizați. Femeia ar trebui să îmbătrânească frumos și cât mai aproape de decent. Aspectul natural. Cât mai aproape de aspectul natural. Și tot ce nu e natural e pur și simplu ciudat. Nu arată bine. Ciudat, nepotrivit, exact. Și de multe ori poate să, o astfel de intervenție exagerată se poate solda și cu evenimente adverse, uneori irreversibile, și atunci este foarte important să cunoaștem și aceste aspecte. Să dăm un exemplu. Există situații în care, de exemplu, pentru volumizarea buzelor sau pentru volumizarea unei anumite zone a feței, vorbim despre pomeți, despre corectarea ridurilor din etajul facial superior, despre frunte vorbim, se pot folosi produse cu origine îndoielnică, de exemplu acidul hialuronic este de foarte multe tipuri, sunt diversi producători, există produse de foarte proastă calitate sau se pot injecta de către persoane neautorizate, nepregătite, persoane chiar cu o pregătire non-medicală în saloanele de cosmetică și pot să apară tot felul de reacții adverse, de la necroză, infecție la locul de injectare, necroză însemnând pierderea irreversibilă a țesutului în zona respectivă. Și atunci este foarte important să cunoaștem locul în care mergem, să fie absolut tot instrumentarul folosit, device-urile folosite să fie sterile. Persoana care efectuează astfel de manevre trebuie să fie cu pregătire medicală, trebuie să fie un medic specialist. Altfel, o persoană nepregătită, necunoscând riscurile și posibilele complicații în zona injectată, poate să creeze un astfel de eveniment advers neplăcut și uneori cu consecințe destul de serioase. Că dacă vorbim despre manevrele cele mai frecvent utilizate în cabinetul medical de către dermatolog sau de către medicul chirurg plastician, manevrele non-invazive sau minim-invazive presupun tehnologie laser sau injectări cu acid hialuronic sau cu toxină botulinică. Manevrele sunt de obicei efectuate în siguranță, au un timp de recuperare extrem de redus sau inexistent. A venit pacientul și a efectuat tratamentul și poate să își reia imediat activitatea zilnică fără niciun fel de efecte nedorite pe tegument. Manevrele cele mai frecvent cerute sunt corecția cearcănelor, pentru că aspectul nostru, ritmul nostru de viață fiind extrem de intens, putem să dezvoltăm o zonă de hiperpigmentație sau de concavitate în regiunea infraorbitală, acel șanț de sub ochi să fie extrem de vizibil, poate fi corectat rapid. Cum? Cu volumizare, printr-o volumizare complet nedureroasă, cu acid hialuronic, un acid special creat pentru acea zonă, cu proprietăți asemănătoare cu țesutul din această zonă, incapacitatea acestuia de a reține apa, așadar corecția este imediată și nu ne putem trezi după aceea cu pungi la nivelul ochilor. Există durere în această intervenție? În astfel de manevre nu există durere. Sau se aplică un topic anestezic sau produsul injectat conține un ingredient anestezic, astfel încât manevra este complet nedureroasă și dacă este efectuată corect, nu prezintă niciun fel de riscuri. Cât durează? Durează câteva minute, 2-3 minute, manevra în totalitate. Perioada pre-intervenție de anestezie poate să dureze 15 minute prin aplicarea acelui anestezic local. După care, recuperarea este imediată, da, la 4 ore post-injectare se poate aplica fond de ten sau un alt produs de machiaj pe zona respectivă. Rezultatul este imediat, persistă de obicei cam o medie de un an după prima injectare, iar după a doua injectare poate să persiste chiar și 2 ani. Produsul injectat acolo, nu migrează, nu se deformează, iar sunt aspecte extrem de importante pe care pacientul ar trebui să le cunoască. Toate aceste produse prezintă pe ambalaj un cod care trebuie să îi se dea pacientului, îi se dă un carnețel pentru ca acesta să știe data la care a fost injectat, produsul care i-a fost injectat și termenul de valabilitate al acestuia. Este foarte important de asemenea ca pacientul să știe și să ceară lucrurile. Exact, să ceară, să știe exact ce produs,
ce cantitate s-a folosit, pentru că există și situații în care același pacient, aceeași femeie, de exemplu, merge la medici diferiți în perioade diferite de timp și nu cunoaște aceste aspecte și îi se pot injecta, de exemplu, tipuri diferite de produse de volumizare care pot să interacționeze nedorit. De aceea cred că e foarte important ca omul să știe să aleagă și medicul. Cred că și pentru voi, cei din această branșă, e o provocare faptul că oamenii trebuie educați în a alege ceea ce e bun și corect pentru ei. Cu siguranță există și persoane care fac această meserie, dar nu după toate regulile corectitudinii deontologiei în medicina dermatologică. Cum face omul diferența între cel care vrea doar să facă bani pe spatele lui și cel care îi vrea binele și îi face bine, în mod concret? Într-o consultație... Ce situație ați întâlnit pe piață? Consultația de obicei pre-intervenție este extrem de importantă și țin de fiecare dată să-i menționez pacientului sau pacientei cât de important este să-i cunosc istoricul medical. Cât de important este să știm dacă în ultimele săptămâni pre-intervenție a consumat anumite medicamente. Este important să știu dacă suferă de anumite boli autoimune de tip lupus, sclerodermie, vitiligo, dacă suferă, de exemplu, de psoriazis, știindu-se că un traumatism la nivelul tegumentului poate să inducă o leziune de psoriazis, poate să inducă o leziune de vitiligo. Este foarte important să cunoaștem și noi istoricul medical și este foarte important și pentru pacient să cunoască, de exemplu, evenimentele adverse la care pot să apară după o astfel sau în timpul unei astfel de manevre, că vorbim despre o manevră laser sau despre o manevră de injectare. Cu ce ne ajută laserul? Laserul ne ajută să regenerăm pielea. Este o stimulare efectuată la nivelul fibrelor de colagen și de elastină prin lumină. Diverse tipuri de lumină sunt lungimi de unde diferite. Există o multitudine de aparate pe piață. Unele sunt excepționale, altele lasă foarte mult de dorit. Este foarte important ca pacientul să cunoască. Se poate informa destul de ușor și de foarte multe ori destul de corect de pe internet. Chiar pe site-ul tău, www.oanaspanu.ro. Exact, cu privire la aceste sisteme, fiecare ce poate să facă, este foarte important să-i spunem pacientului care sunt limitările. De exemplu, pacientă de 40 de ani cu leziuni vasculare la nivelul feței cu o rozacee, forma eritematotelangiectazică, adică vase foarte multe și foarte intensă roșața pe față. Această rozacee poate fi abordată medicamentos, dar poate fi abordată și prin tratament adițional laser de sigilare al acestor vase. Pur și simplu un sistem care emite o lumină într-un anumit spectru de lungim de undă și coagulează aceste vase. Se realizează punctual, sigilează pur și simplu prin încălzire vasul respectiv, rămâne o ușoară pată vineție imediat post-intervențional. Manevra e complet nedureroasă, pacienta este revăzută la 4-6 săptămâni. Într-o proporție de 80-90%, leziunile sub 2 mm, vasele sub 2 mm se închid de la prima ședință. Dacă sunt vase, de exemplu, perinazal extrem de dese, de dimensiune până în 1,5-2 mm, se preferă a se tenta o a doua ședință la 4-6 săptămâni și a nu se închide vasele din prima ședință. Tegumentul este extrem de subțire, de asemenea la nivelul zonei infraorbitale. Există vase, se pot sigila cu laserul. Nu se sigilează din prima ședință dacă sunt foarte apropiate sau de dimensiune foarte mare. Se preferă o diminuare a diametrului și o sigilare într-o etapă ulterioară. Există risc de arsură la nivelul pielii. Trebuie ca pacientul să cunoască acest lucru. Un medic care este antrenat pe acest device va ști să închidă acele vase fără să creeze niciun fel de reacții adverse, de evenimente adverse la nivelul tegumentului. E foarte important de știut. Trebuie să cunoaștem, de exemplu, înainte de o astfel de terapie, ce medicamente ia pacientul. Dacă ia anumite medicamente fotosensibilizante, lumina pe care eu o emit prin acest sistem laser sau prin energia pe care o emit prin sistemul de radiofrecvență poate să creeze arsură
dacă pacientul, de exemplu, ia un anumit tip de antibiotic fotosensibilizant sau derivatul de vitamina A. De asemenea, în momentul în care vine pentru o astfel de terapie, pacientul trebuie să urmeze o anumită pregătire. Dacă este un tratament invaziv, de exemplu pentru petele pigmentare sau pentru cicatricile de acne, sunt tratamente care șterg petele, care șterg cicatricile. Dar pacientul sau pacienta trebuie să știe să nu fie în perioadă de sarcină și alăptare, să nu aplice anumite produse cosmetice înainte cu una, două zile pe piele. Să nu ia antiinflamatoare nesteroidiene. Există un grup foarte larg de medicamente antiinflamatoare pe care le luăm, de exemplu, în răceală sau avem nici o durere de spate și nici nu te gândești. Fi o problemă. Exact. Am avut o situație cu o pacientă care punea picături nazale cu vitamina A. A trebuit să descoperă acest aspect înainte de a trata fața pacientei cu laser. Este foarte important de întrebat, amănunțit pacientul cu privire la tot comportamentul înainte de acest tratament. Asta, ție ca pacient, îți dă o măsură a profesionalismului omului la care te-ai dus, în cabinetul căruia ai intrat și vezi că este cu adevărat interesat de ceea ce te frământă, să spun așa, ca și pacient. Cred că e foarte important să mergem și la partea de nu-uri. Ce ai sfătui orice om care se gândește să meargă la un dermatolog, ce să nu facă, chiar dacă poate există tentația, pentru că există reclamă pe piață, pentru că, nu știu, anumiți oameni iubesc excesele, ce să nu facă din punctul tău de vedere ca medic dermatolog? Ce nu faci tu în cazul pacientelor tale, nici dacă ele îți cer? Există două aspecte aici, două căi. Vorbim despre tratamentul medical. În esență, un pacient care vine pentru un tratament estetic, dar prezintă o problemă medicală la nivelul zonei, să spunem la nivelul feței, pe care o sesizează, îl deranjează această problemă, dar nu pentru asta a venit. Prefer să-i spun pacientului, de exemplu, situație concretă, acnee sau rozacee sunt frecvente probleme ale tenului atât la femei cât și la bărbați, dermatita seboreică de asemenea, sunt probleme care deranjează. Sunt afecțiuni cronice, pot să fie, să se întindă pe parcursul anilor și pacientul se obișnuiește oarecum cu problema și vine, de exemplu, pentru riduri sau vine pentru pete pigmentare sau pentru cicatricile de acne, dar există și leziuni active. Și insistă, și insistă că vrea lucrul acela. Cel mai corect este să se trateze problema medicală până la rezolvarea acesteia, să se aștepte, există o perioadă de așteptare în funcție de afecțiune de câteva săptămâni până la câteva luni, să vedem dacă problema recidivează, dacă afecțiunea recidivează sau nu, și apoi să se tenteze o manevră estetică. Sunt pacienți care vin, de exemplu, femei de 45-50 de ani, care până la acea vârstă nu au avut niciun fel de intervenție estetică la nivelul feței sau la nivelul corpului, și vin și spun, vreau să mă faceți perfectă, să arăt ca la 20 de ani. Trebuie explicat că nu toate tratamentele se pot face în aceeași zi. Că sunt tratamente care odată efectuate contraindică altfel de tratamente pentru o perioadă îndelungată de timp. Trebuie foarte atent să ai răbdare cu pacientul, să înțelegi ce îl deranjează foarte tare. Sunt pacienți care vin și spun, vreau să-mi spuneți dumneavoastră de ce am nevoie. Este foarte important să aflu de la pacient ce îl deranjează. De asemenea, sunt pacienți care au un buget limitat și doresc să-și facă prioritar o manevră la nivelul, o manevră de reîntinerire, să-i spunem, la nivelul feței. De foarte multe ori nu observă problema majoră. Vin, de exemplu, îi deranjează zona treimea inferioară a feței și zona cearcănelor. Impactul cel mai mare în momentul în care privitorul, interlocutorul te privește, este la nivelul treimii superioare a feței. În momentul în care am corectat, de exemplu, cearcănele, privirea devine mai luminoasă, fața devine mai puțin obosită, aspectul este mult mai tânăr și mai senin la nivelul feței. Are, exact. Aceeași importanță. Da.
Și atunci trebuie explicat pacientei respective că e de preferat într-o prima etapă să se trateze etajul superior și abia după aceea, la interval de câteva luni, etajul inferior al feței. De asemenea... Ești de acord cu excesele? De niciun fel. Prefer să existe un, o convingere a pacientului că acel tratament îi va aduce mai multe dezavantaje decât mai multe avantaje. În momentul în care vine, de exemplu, un pacient pentru o pacientă, o femeie tânără, de obicei așa se întâmplă, pentru o volumizare excesivă a buzelor, prefer să-i explic exact avantajele vârstei pe care o are, a trăsăturilor naturale, a faptului că niște buze extrem de volumizate nu se vor încadra natural și frumos și firesc în conturul feței, pacienta să se mai gândească să amâne această procedură sau eventual în situația în care nu am convins-o că nu este necesară această manevră, va merge cu siguranță la un alt coleg pentru o volumizare excesivă a buzelor. Până la urmă, un rezultat negativ, un rezultat care nu conferă pacientei un aspect mai plăcut. O maturizează. Maturizează și nu ți-aduce ție, ca medic, nimic cu care să te poți mândri. Exact. Deci nu e decât poate un avantaj punctual, să zicem, un avantaj comercial, de moment, dar care pe termen lung se poate întoarce împotriva ta ca specialist. Exact. Remarc foarte multă seriozitate până și în modul în care e decorat cabinetul tău. Observ că nu văd nicăieri la dispoziția omului care vine în această sală de așteptare înainte de a intra efectiv în spațiile în care este tratat, că nu există reviste de bârfe, că nu există fotografii cu vedete cu care să-ți dorești să ieși în față. Ai să râzi, dar din punctul meu de vedere, abia acesta este lucrul care mă atrage. Când medicul, orice tip de medic ar fi, îmi scoate ochii, să spun așa, cu o persoană sau alta, uite, nepăstrând nici măcar confidențialitatea actului medical făcut anterior, doar din dorința de a se lăuda că are un rezultat, nu-mi creează deloc un confort. Pentru mine discreția e foarte importantă și cred că mai cu seamă în acest domeniu estetic, dermato, discreția este importantă. N-am avut eu nevoie prea tare de asta până acum. Știi bine că o singură dată am ajuns la tine și asta pentru că am vrut să văd ce tip de ten am și cum pot rezolva mici probleme, mici imperfecțiuni. Cum se numesc acele puncte albe pe care comedoane. Da? Care se adună sub piele pentru că folosesc destul de des machiajul și în timp ele cresc. Mă rog, sunt de ordinul câtorva milimetri. Chiar mai mici, dar a fost plăcut să văd că ele pot să dispară fără nicio durere și fără nici măcar cel mai mic disconfort. Te ridici de pe scaun și pleci pe stradă fără ca oricine din jurul tău să observe că ai avut o mică intervenție. Însă, cu siguranță, n-aș fi intrat într-un cabinet în care încă de la intrare promovarea este deșanțată. Și trebuie să spun asta foarte deschis, foarte sincer. Și probabil că în acest fel nici interviul nostru nu ar fi avut loc. Contează foarte mult încrederea și seriozitatea pe care ți-o inspiră omul pe care îl ai în față. Ce părere ai despre cealaltă extremă? Vorbim despre un domeniu medical este extrem de serios. Am crescut într-o familie de medici, mama mea este medic și am înțeles că această meserie se face cu foarte multă pasiune, cu extrem de multă seriozitate, că dacă vrei să fii medic, trebuie să înveți toată viața,
că ești responsabil pentru fiecare gest, fiecare manevră pe care o execuți, că pacientul care îți trece pragul este în primul rând un om care are o afecțiune, un om care poate să sufere într-o mică sau mai mare măsură, exceptând domeniul estetic, despre care de asemenea aș vrea să menționez, că afecțiunile de piele pot de foarte multe ori să ascundă o sursă a unui defect, al unui organ intern sau al unei afecțiuni sistemice. Este un domeniu în care atât pacientul cât și medicul trebuie să aibă o relație de termen lung. Sunt foarte multe afecțiuni dermatologice cronice care necesită evaluări periodice, care necesită înțelegerea din partea pacientului a tuturor pașilor pe care trebuie să-i urmeze. Psoriazisul, de exemplu, este o astfel de afecțiune pentru care încă nu există un tratament perfect curabil. Și atunci pacientul cu psoriazis poate să sufere etape de exacerbare a afecțiunii și poate să dezvolte pe parcurs chiar și depresie. Și atunci trebuie evaluat periodic, trebuie sfătuit, conduita pe care trebuie să o ai vis-a-vis de un astfel de pacient va trebui să fie extrem de precisă, extrem de atentă. Pacienții care se prezintă în cabinetul de dermatologie pentru o formațiune de la nivelul pielii și descoperi că este tumoră de piele, trebuie de asemenea să ai o anumită abordare specială. Cu alte cuvinte, superficialitate versus seriozitate, discreție categoric versus dorința de a ieși în față cu orice preț. Există cele două extreme pe piața noastră și e foarte important ca noi, viitorii sau actualii pacienți, să vedem clar înainte de a alege cărui cabinet îi călcăm pragul. Categoric și să știm, să apreciem plusurile și minusurile, să încercăm să ne documentăm, fie că întrebăm medicul, fie că ne documentăm pe internet. De foarte multe ori putem să aflăm răspunsuri înainte de a ne prezenta la medic sau după ce ne-am prezentat cu privire la anumite manevre terapeutice. Dar putem... cum informațiile sunt uneori contradictorii și pe internet, măcar avem o sursă de noi întrebări. Avem o sursă de noi întrebări și în momentul în care ajungem în cabinetul medical putem să aflăm toate răspunsurile la aceste întrebări. Putem să, de foarte multe ori, să ne răzgândim cu privire la o procedură, de exemplu la o procedură estetică, în momentul în care aflăm de la medic toate plusurile și minusurile tratamentului. Sau putem să apelăm cu încredere la un anumit tip de tratament în momentul în care am venit nehotărâți cu privire la această intervenție. Putem afla de la medic că se poate efectua în siguranță, că nu există riscuri atât de mari dacă este efectuată corect. Îți mulțumesc tare mult, Oana. Voi reveni de câte ori voi avea nevoie de informații pe www.oanastunu.ro cu Irina, numele de familie, pentru că e important cum scriem atunci când căutăm pe internet. Aș simți nevoia să arunc un ochi în cabinet, având alături de mine ochiul camerei de luat vedet, asta dacă este posibil. Sigur că da. Am văzut o pacientă, astăzi am cunoscut-o aici în cabinetul tău, care mi-a făcut niște mărturisiri, s-a arătat dornică să ne primească în timpul consultației, neavând o problemă din acest punct de vedere. I-am cerut așadar acordul și te-aș ruga, dacă putem, cu drag, să batem la ușă și să sigur intre. Că da. Mulțumesc!